Bună seara tuturor celor care la această oră urmăresc Televiziunea Plus. Am convingerea că veți avea și curiozitatea, dar mai ales răbdarea să rămâneți cu noi, cei de la emisiunea Vorbește Suceava. Când spun noi, mă refer bineînțeles și la colegii mei aflați în spatele camerelor de luat vederi, de această dată nu în studioul numărul 2 al Televiziunii Plus, acolo unde eu v-am obișnuit pe dumneavoastră cu emisiunile în direct, ci la gura humorului. De ce la gura humorului, mă veți întreba și vă veți întreba? O să aflați dacă rămâneți să urmăriți emisiunea Vorbește Suceava de astăzi. De asemenea, emisiunea este o înregistrare. Le mulțumesc celor din regia de emisie, domnul Luis Constantinovici, Dan Stoica și Mișu Senciuc, dar și lui Florin Făciuc pentru efortul făcut de a monta emisiunea. Și o să dăm drumul la treabă, o să îl prezint în primul rând pe domnul Sorin Poclitaru, gazda noastră din această seară. Nu înainte de a mai face o paranteză, nu muta camera de pe mine, mai ai răbdare puțin cu mine. V-am obișnuit ca în fiecare zi de vineri, cel puțin așa pe perioada estivală, să vă ofer emisiuni de folk, emisiuni cu filmate la Fălticeni, la terasa Vicky din Fălticeni, terasa W, așa cum îi spun mai noi proprietarii. Acolo unde i-am avut pe rând invitați pe, o să amintesc doar câțiva dintre ei, fără a-i supăra pe ceilalți, bineînțeles. O să încep cu Emeric Imre, cu Magda Pușcaș, cu Vali Moldovan, o să continui cu Andrei Păunescu, poate mi-amintesc cu siguranță și de Mache, de Marius Matache și mulți, mulți alții, da? Ioan Onișor, dacă îmi mai răscolesc puțin memoria, cu siguranță îmi mai amintesc câțiva. Dar vă să deschidem în această seară un ciclu nou de folk, de folk, dar și de poezie, pentru că sunt sigur dumneavoastră simțiți că acolo unde este folk este și poezie foarte, foarte bună. Și dacă spun poezie și spun folk și spun muzică bună și prieteni mulți lângă o masă, spun Sorin Poclitaru de la Gura Humorului. Frumoasă prezentarea, Sorin? Extraordinară. O prezentare minunată, mai ales când e vorba de, de prieteni care stau la masă. Împreună. Da, care stau la masă împreună. Sunt aceeași bucată de pâine asta ca să te citesc deja din poezia mea și din cântecul Viorel Gheorghiu. Să stăm împreună. Bună seara, spun și eu. Ce să zic, demarăm în seara asta un nou proiect, marcă înregistrată, Sorin Poclitaru. Un festival de folk duete, folk lung pe numele lui, deci este folk lung 2, practic, o continuare a acelui folk lung pe care l-ați putut urmări anul trecut. Ideea este foarte simplă, un festival în care vor cânta 10 concurenți și 10 consacrați, adică practic vor face câte un concert pe săptămână în perechi. Un festival în care o să vedeți în afara concurenților, adică de fapt am să vi spun pe toți, o să vedeți începând cu astăzi, cu seara de astăzi, pe Dan Vană, care vine împreună cu Cătălina Culbece, Dan Vană fiind din Calafat, Cătălina Culbece fiind din Piatra Neamț. Aici e gura humorului și era frumos să cânte în ungurește, măcar să fie toată treaba prinsă. Sau în bulgărește, da, cântă Dan. Următorii vor fi Vasile Mardare cu Ioana Pânzaru, pe urmă Ovidiu Mihăilescu cu Marius Dașcău, va urma Cătălin Ungureanu cu Ana Maria Bordean, după el va veni Emeric Imre cu Alexandra Sidor, după Emeric Imre va veni Adrian Bezna cu Ionuț Mateiciuc de la Siret. Pe urmă, Walter Chicolescu cu Claudia Ciobanu, cine va mai fi? Marius Matache va fi cu Cosmin Vaman și cred că i-am spus pe toți, dacă am uitat pe cineva să mă ierte, o să-mi aduc eu aminte pe parcurs și o să vi-l spun. Principiile pe care am plecat sunt foarte clare, ne ajutăm singuri că n-are cine să ne ajute.
Asta a fost doar pe scurt un mic rezumat a ceea ce dumneavoastră veți vedea pe parcursul a 10 emisiuni de folk lung după seria de întâmplări în orașul cu oameni găzduită cu anfitrion așa Adi Bezna și după Forever Folk în Folk Noi Credem de vara trecută de la Fălticeni, de vara anului acesta, nu vara trecută de mult. O să mai spun despre Sorin Poclitaru că oferă publicului cunoscător și publicului atras de poezie și de suflet un număr de 4 cărți până acum. Ultima carte, e vorba de Inima cu un pol, va avea lansarea la începutul lunii viitoare, un eveniment găzduit de librăriile Cărturești, da? Și unde noi vom realiza o emisiune cu domnul Sorin Poclitaru și vom prezenta cele scrise de dumnealui. E vorba de 10 porunci, le iau într-o ordine oarecum cronologică, da? Da, 10 porunci, vedeți dumneavoastră, 11-a poruncă să nu uiți, e o poruncă adăugată celor 10 porunci chiar de scriitor, de poet, 69 și mai nouă apariție, e vorba de Inima cu un pol, asta acum se usucă cerneala, de-aia o ținem așa. Bun. Să nu uităm și de discul, da, Folk din pana mea sau Folk în pana mea, acum fiecare cum vrea să înțeleagă mesajul, noi o să-i spunem pe parcursul emisiunilor, ambele variante vor fi recunoscute oficial și Folk din pana mea și Folk în pana mea. De pe acest disc, cu siguranță, vom auzi multe, multe melodii, chiar în interpretarea artiștilor, da? Îl mai avem lângă noi pe Dan Vană, venit, cum spunea și Sorin, tocmai din sudul țării, de acolo unde auzi Dunărea, dacă stai bine, dacă stai atent, auzi Dunărea foarte, foarte bine cum curge, da? Dacă stai bine cu urechea. Stai bine cu urechea muzicală. Ce faci la Humor, ce faci la Suceava? Cum de tocmai tu deschizi această nouă serie de folk lung? Bună seara! Eu cred că Sorin s-a gândit la faptul că și așa se circulă greu pe drumurile patriei. Dacă ne prinde și iarna, cred că cu greu ajungeam aici. Să menționez că drumul Calafat Gura Humorului l-am făcut în două etape. Ieri Calafat Sibiu, astăzi Sibiu Gura Humorului, cu destul de multe peripeții. Data viitoare faci Calafat Budapesta și Budapesta Gura Humorului. Dar asta într-o emisiune viitoare, sigur. Am înțeles că tot vei cânta în bulgărește, da? Te duci și pe la unguri puțin. Am și glumit, dar cum spune Ana Blandiana. Să revenim la folk lung. Mă bucur că deschid această a doua ediție a unui festival foarte interesant și inedit în România. Din mai multe puncte de vedere, eu am să încerc să spun doar câteva. În primul rând că este patronat de un poet și de un poet cu nerv, cu talent și aflat acum la culmea puterii de creație, pe care, iată, foarte mulți colegi de-ai mei au găsit de cuvință să-l cânte, ceea ce înseamnă că versurile scrise de Sorin Poclitaru chiar ajung să sensibilizeze pe cei care creează acest gen muzical foarte, foarte popular, din ce în ce mai popular în țara noastră și foarte apreciat din toate punctele de vedere, comparându-l cu țările din vecinătatea noastră și cu țările din Europa, acolo unde poezia cântată este respectată, se află în topuri, dar nu la acest nivel la care se află în România. Deci, printre principalii organizatori de evenimente folk în România, cel de la Gura Humorului și Suceava Folk Lung este singurul patronat de un poet adevărat. O altă particularitate ar fi că se desfășoară pe o lungă perioadă de timp, probabil și de acolo denumirea de folk lung, dar cred că nu numai la asta s-a gândit organizatorul când a spus folk lung, ci probabil și la o dorință pe care a avut-o de a transmite prin denumire că acest gen muzical are o viață lungă și
și palpitantă, să spunem așa, că dacă ar fi doar fericită, probabil că ar fi și plictisitoare. Deci, iată câteva parte. Dacă ar fi să recunoaștem, a fost bolnavă într-o perioadă așa, Folcu totuși a avut un declin, dacă mă refer așa, după 90 până prin 97-98, când a început încet, încet să urce din nou, acolo da, unde era dacă, locul. Dacă, când se va... Când va veni momentul să trasăm sinusoidal istoria muzicii folk, probabil că o să scrie, poate chiar Sorin Poclitaru, istoria creșterii și descreșterii. Da, iată, istoria creșterii și descreșterii muzicii folk în România. De ce nu, făcând o parafrază la marele om de cultură pe care încercăm acum să-l aducem în conștiința românilor. Dar... eu încă o dată să parafrazez și o altă expresie, că vorba lungă sărăcia omului, folcul lung este bucuria și bogăția poetului și a folchistului și sărăcia spectatorului care așteaptă să începem în sfârșit spectacolul. Și folcul lung aș putea spune că e și sărăcia organizatorului din punctul ăsta de vedere. Tu poți să spui mai bine. Dar să încheiem într-o notă serioasă și optimistă, nu-i așa? Eu mă bucur că este un interes al publicului și al organizatorilor pentru acest gen muzical. Asta înseamnă că intrăm într-o normalitate și în showbiz-ul românesc și asta nu are decât să ne bucure într-o lume din ce în ce mai anormală. Mulțumesc mult, cred că nu mai avem foarte mult timp din cadrul emisiunii pentru a mai vorbi și o să preferăm și să vă ascultăm atât pe tine cât și concurenta din seară, da? Pot să spun că vă anunț de pe acum, poate faceți și niște pronosticuri, nu știu dacă se vor da premii. Partenera mea din această seară e de departe cel mai frumos cantautor care va evolua la folk lung. Poate doar Emeric Imre o va întrece. Da, pe un ton zâmbitor, da, cu o glumă bună a domnului Dan Vană, vă invit pe dumneavoastră, stimați telespectatori, să urmăriți de acum folk lung, nu înainte de a vorbi foarte, foarte pe scurt cu Sorin despre premii și de a anunța și eu și televiziunea Plus se alătură eforturilor domnului Sorin Poclitaru și a celor de la Club V din Suceava. Din păcate nu știu numele. Domnul Mihai Voicu era la Clubul V. Îl smulg din numele ăsta. Stai. Domnul Mihai Voicu și domnul Sorin Poclitaru. Vom acorda și televiziunea Plus și noi cei de la Plus, de la Vorbește Suceava, un premiu unuia sau uneia dintre concurenți. O emisiune în exclusivitate la Plus TV cu o concurentă aleasă de noi cei de la Plus. Dumneavoastră îi veți urmări pe toți și veți vedea dacă alegerea noastră a fost sau nu pe gustul dumneavoastră. Premii. Dați premii, dați. Dăm și premii, nu avem ce face. Cum am spus, la un moment dat o să fie niște premii suficient de mari încât să ne mai gândim dacă vrem să le mai dăm sau nu. Sunt practic premiile pentru cea mai bună piesă, pentru cel mai bun duet, pentru cea mai bună prestație live, premiul meu, premiul clubului V, premiul celor de la Ciu care ne-au sprijinit, un premiu venit din partea, sună foarte pompos, o asociație a cavalerilor ioaniți din Malta, în speță prietenul Ciprian Amarițe de la Fălticeni. Sunt premii suficiente pentru toată lumea, să fim noi sănătoși, le putem da. Și concurenții sănătoși să le poată lua. Și inspirați sunt toți cei care o să vedeți, pe care o să vedeți aici, sunt câștigători de festivaluri sau viitori câștigători de festivaluri. Eu îți mulțumesc, Sorin, rămâne ca de acum muzica să vorbească. Bună seara, zic! Sunt bucuros să fiți alături de mine, alături de noi, în chestia asta drăguță pe care vreau să o începem astăzi. Este vorba de festivalul Folk Lung.
La ediția a doua, mulți dintre voi știu ce a fost Folklung prima ediție. O să încep și eu ca adipeznul. Bine ați venit acasă, aici toată lumea e minunată. Deci, vă spuneam așa. Astăzi demarăm o serie de 10 concerte în care veți vedea un consacrat și un neconsacrat, mulți dintre ei cunoscuți deja de către dumneavoastră. La sfârșitul acestei minunate întâmplări vom reuși să dăm și niște premii. Nu știu ce să vă spun foarte multe, vă spun doar că în seara asta avem invitați pe Dan Vana de la Calafat, cred că nu are nevoie nicio prezentare, este împreună cu Cătălina Culbece, Cătuța, cum o cunoaște, pe Cătuța ați mai văzut-o pe la noi. Vă mai spun un singur lucru înainte de a începe. În festivalul acesta, în ediția asta a festivalului, am de gând să premiez și publicul. E foarte simplu. Majoritatea dintre voi aveți CD-uri luate sau cărți sau și una și alta, dar încercați să vă luați autografie de la toți cei care vor veni aici, de la concurenți și consacrați. Și la sfârșitul, asta înseamnă înainte de Crăciun, discutăm despre premii. Nu vă spun despre ce e vorba, dar vă spun că o să vă placă. Îi dăm drumul, cu Doamne ajută și să avem o seară bună. Dan Vana! Într-un oraș ce nu știu spune, căzu cândva o ploaie anume, că oamenii în cetatea toată, în nebuniră deodată, sminte alea peste toți a dat și numai unul a scăpat, ce într-o casă se afla, dormind atunci când ploua. Iată-l din somn că se trezi, după ce ploaia se opri, când printre ai săi se înturnă, nebuni pe toți el îi află. Foarte atunci el se uimi, dar ei de dânsul și mai și, când îl văzură chipzuit, crezură ca înnebunit. Fabula asta-i o poveste, ce arată lumea așa cum este. Cetățile acestei lumi sunt toate pline de nebuni, iar unul de întreg și bun, cu toți îl socotesc nebun și îl numesc nebun pe acel care gândește în alt fel. Cetățile acestei lumi sunt toate pline de nebuni și îl numesc nebun pe acel care gândește în alt fel, care gândește în alt fel. Stăteai răvășită în fân, cu mâna stângă pe sân, suflai adânc ca pierzanie, a fost o noapte stranie. Stăteai răvășită în fân, cu mâna stângă pe sân, suflai adânc ca pierzanie, a fost o noapte stranie, a fost o noapte stranie. Pe cer lunecase o stea, trăgeam timpul să stea, mă făcusem arătanie, a fost o noapte stranie. Pe cer lunecase o stea, trăgeam timpul să stea, mă făcusem arătanie, a fost o noapte stranie, a fost o noapte stranie. M-am prins de tine să strig, erai caldă, mi-era frig, gândul numai spovedanie, a fost o noapte stranie. M-am prins de tine să strig, erai caldă, mi-era frig, gândul numai spovedanie, a fost o noapte stranie, a fost o noapte stranie. Pe cer lunecase o stea, trăgeam timpul să stea, mă făcusem arătanie, a fost o noapte stranie. Pe cer lunecase o stea, trăgeam timpul să stea, mă făcusem arătanie, a fost o noapte stranie,
a fost o noapte stranie. M-am prins pe tine să strig, erai caldă, mi-era frig, gândul nu-mi spovedea mie, a fost o noapte stranie. Erai pâine dospită, cum e scop de ispită, și toată arsă de danie, a fost o noapte stranie, a fost o noapte stranie. Pe cer lunecase o stea, trăgeam timpul să stea, mă făcusem arătanie, a fost o noapte stranie. Pe cer lunecase o stea, trăgeam timpul să stea, mă făcusem arătanie, va fi o noapte stranie, va fi o noapte stranie. Nu vedeți dacă e iarnă, cât de mari sunt fulgii toți, parcă spene de la îngeri, îngerii mai hoți. Nu vedeți dacă e iarnă, cât de mari sunt fulgii toți, parcă spene de la îngeri, îngerii mai hoți. Dacă ați băgat de seamă la tablou și nu la ramă, și lumea ar fi poate cum ar trebui. Dacă ați băgat de seamă la tablou și nu la ramă, și lumea ar fi poate cum ar trebui. N-auziți în primăvară explodează mugurii, parcă stunuri cu petale să trezească fluturii. Dacă ați băgat de seamă la tablou și nu la ramă, și lumea ar fi poate cum ar trebui. Dacă ați băgat de seamă la tablou și nu la ramă, și lumea ar fi poate cum ar trebui. Nu mai mirosiți în vară ce parfum trimite marea, în colete mari cu sfoară, mai mari decât zarea. Nu mai mirosiți în vară ce parfum trimite marea, în colete mari cu sfoară, mai mari decât zarea. Dacă ați băgat de seamă la tablou și nu la ramă, și lumea ar fi poate cum ar trebui. Dacă ați băgat de seamă la tablou și nu la ramă, și lumea ar fi poate cum ar trebui. Nu simțiți cum vine toamna, unduind avinuri, cum își leagănă și toamna, doamna învățătoare plinuri. Dacă ați băgat de seamă la tablou și nu la ramă, și lumea ar fi poate cum ar trebui. Și acum, pentru că se filmează și o să monteze asta, o să o taie la montat, trebuie să cânte publicul aici, neapărat. Dacă ați băgat dacă nu mai știi să râzi, dacă nu mai plângi cu ani, sau nu vezi delfini în fluviu,
sau te-au cumpărat cu bani. Dacă inima ta e rece, dacă sufletul-i de fier, dacă ai uitat în supă să pui boaba de piper, probabil ai o problemă. Probabil ceva s-a pierdut. Probabil ai o problemă. Vezi ce-i de făcut. Dacă nu mai vezi pădurea, totul e doar cherestea. Dacă nu mai furi cireșe din cireșul altuia, dacă nu te îmbujorezi când ești tare îndrăgostit, dacă nu mai claxonezi prin orașul adormit, probabil ai o problemă. Probabil ceva s-a pierdut. Probabil ai o problemă. Vezi ce-i de făcut. Dacă nu mai știi să râzi, dacă nu mai plângi cu ani, sau nu vezi delfini în fluviu, sau te-au cumpărat cu bani. Dacă inima ta e rece, dacă sufletul-i de fier, dacă ai uitat în pizza să pui baba de liber, probabil ai o problemă. Probabil ceva s-a pierdut. Probabil ai o problemă. Vezi ce-i de făcut. Vezi ce-i de făcut. Vezi ce-i de făcut. Păi sigur că știam eu că știți. Nu există ce vreți, nu există.
Tot aștept de mult să mă
Dialogul dintre curbe și cerc, o fabulă scrisă de profesorul meu de matematică, Cezar Țocu. Oh, yeah.
Altă parte și eziți un pic să mă trezești.
numai ca să țin împrumut o carte în fotoliu ai să încremenești, ca și cum ai fi în altă parte și eziți un pic să mă trezești, numai ca să țin împrumut o carte. Lung prelung el însă va suna, cine oare vrea să-mi strice seara? Apoi tu pierdută vei pleca, apoi eu am să-mi aprind țigara, apoi insistentul telefon iar va reveni, dar mie tot una, când fără de tine pe balcon am să ies ca să mă certe luna, apoi insistentul telefon iar va reveni, dar mie tot una, când fără de tine pe balcon am să ies ca să mă certe luna. Lucian Vara. În peregrinările mele prin diferite locuri în care cântăm, trebuie să remarc aici că puține seamănă cu cel în care ne aflăm acum, pentru că și aranjamentul ăsta, gen sală de spectacol, este propice unei astfel de manifestări și publicul pe care îl simți de la primul cântec. O să vă cânt un cântec pe care nu îl cânt decât o singură dată pe an, la Târgu Jiu, la o întrunire a poeților organizată acolo de Școala Populară de Artă, poetul Viorel Grăbaciu. Cântecul este foarte simplu, în stilul folclorii popular, și se cheamă la fel de simplu Ion. Îl cânt, iată, pentru a doua oară în acest an. Sper să vă placă. Versuri Adrian Păunescu. Ion era țăran român. Ion era țăran român, dar ca și ceilalți țărani, tot lucrând pe munți la fân, Ion a și uitat de ani. Ion e un bătrân țăran român. Moartea a venit în sat, moartea a venit să-l ia, însă Ion era plecat prin Carpați pe undeva. Moartea a venit degeaba în sat, moartea a urcat spre el, unde Ion la fân cosea, unde ierburi fel de fel luminau lucrarea sa. Moartea a urcat tiptil spre el. Ce faci, Ioane, l-a întrebat? Uite ce să fac, cosesc, și pe seară merg în sat, merg în satul părintesc. Ce faci, Ioane, moartea l-a întrebat? Dumneata, de unde vii? S-a întors Ion spre moartea lui. Am de luat ceva copii și un bătrân în cer să-l sui. Doamne, dumneata, de unde vii? Ion s-a întors spre univers, că a înțeles că el bătrân, cu-un prosop curat s-a șters și s-a întins pe un stoc de fân. Ion s-a întors zâmbind spre univers. Doamne, n-am avut habar să mă rat, să mă îmbăiez. N-am livretul militar, n-am nici actul de botez. Doamne, că o să mor, n-aveam habar. Ia-mă, moarte, cum o-i lua, și mă, tu, de unde vii? Dar te rog și eu ceva, ia bătrâni, nu lua copii. Ia-mă, moarte, ia-mă, cum o-i lua. Eu pe aici am niște oi, ți le las dacă mă iei. Vezi că munții sunt cam goi, să adun iarbă pentru miei. Doamnă, eu pe aici am niște oi,
Am și-un fluieraș de lemn, să mi-l duci de rouă plin și să-l pui pe prispă semn că m-am dus și nu mai vin. Vezi că am și-un fluieraș de lemn. Și Ion vorba o lungea, nu că s-ar fi speriat, moartea el o amâna ca să crească prunci în sat. Pentru ei Ion vorba o lungea. Simplu, așa cum scria poetul Adrian Tomaschi.